New Delhi face parte din vechiul oraș Delhi în nordul Indiei, în teritoriul cu același nume format din vechiul oraș Shahjahanabad și orașul nou despre care vorbim în acest episod, New Delhi, construit în 1911 și care îndeplinește funcția de capitală cu o populație de peste 11 milioane de locuitori. Este principalul centru politic și administrativ al țării, nod important de comunicații, mare centru financiar și comercial și posedă aeroportul internațional Palam. Sunt dezvoltate industriile bumbacului, tricotajelor, chimico-farmaceutică, constructoare de mașini, încălțămintei, prelucrării lemnului, alimentară și poligrafică. Are o universitate, un institut politehnic, mai multe muzee și teatre, monumente reprezentative pentru diferite perioade ale artei indiene. New Delhi este capitala Republicii India, dar și partea metropolei Delhi și cel mai mare oraș din țară este cu adevărat unul dintre cele mai spectaculoase orașe din lume. Și asta nu doar datorită numeroaselor obiective turistice sau a clădirilor construite în arhitectura clasic indiană, ci și pentru că are o mulțime de lucruri de oferit tuturor celor care au șansa să ajungă acolo. Fiind capitala țării, este extrem de aglomerat. Pe lângă numeroasele mașini care inundă străzile pe tot parcursul zilei, există și o mulțime de oameni care împânzesc trotuarele, magazinele și obiectivele turistice. Cel mai aglomerat e însă în perioada sezonului cald, când e și foarte greu să stai afară, datorită căldurilor incredibile ce îți iau respirația. New Delhi este într-adevăr un oraș plin de istorie și cultură, dar nu e neapărat nevoie să-ți petrești tot timpul alergând de la un obiectiv turistic la celălalt. Vă puteți bucura de timpul liber și de tot ce are orașul să ofere.
Una dintre cele mai interesante atracții turistice din oraș este renumitul Fort Roșu, un monument construit de împăratul mogul Jahanshan. Acesta a mutat în anul 1638 capitala Imperiului Mogul de la Agra la Delhi, ocazie cu care au început construcțiile unui nou palat regal cunoscut sub numele de Fortul Roșu, terminat aproximativ 10 ani mai târziu. Zidurile palatului se întind pe o distanță de 2 km și au înălțimi ce variază între 20 și 35 de metri și sunt prevăzute pe două intrări, Poarta Delhi și Poarta Lahore. Aceasta din urmă este cu atât mai importantă pentru localnici, fiind și locul de desfășurare a activităților publice prilejuite de sărbătorirea Zilei Independenței. Cea mai veche moschee din India se află în Delhi și se numește Jama Masjid, care impresionează din primul moment prin proporții cât și prin frumusețe. Și această construcție, ca multe altele din oraș, poartă amprenta împăratului mogul Shahjahan. Moscheea Jama Masjid a fost ridicată în anul 1644 și este prevăzută cu trei intrări monumentale ce permit accesul spre o curte interioară ce poate adăposti până la 25.000 de credincioși. Jama Masjid înseamnă mai exact Moscheea Vineri. Acest nume este purtat de multe dintre moscheile lumii și provine de la ziua în care toți bărbații din India se adună pentru a se ruga împreună la rugăciunea de prânz. Acest ritual este numele generic dat tuturor moscheilor, în special datorită faptului că vinerea este una dintre cele mai importante zile ale săptămânii pentru indieni. Comparabilă cu sabatul, vinerea este o adevărată sărbătoare pentru toți hindușii. În lume există nenumărate moschei ce poartă același nume, iar în India este una singură, cea din New Delhi.
În India există mai multe limbi oficiale, printre care și engleza. Nu toți o vorbesc bine sau o pronunță pe înțelesul nostru, dar sigur ne vom descurca. Pentru că inscripțiile de orice fel sunt în engleză, e simplu să explorezi orașul New Delhi. Harta turistică a orașului ajută la orientarea generală, distanțele fiind mari însă odată intrat în Old Delhi, vechiul Delhi sau în vreun cartier rezidențial nou, un GPS ar merge de minune. Printre atracțiile orașului se numără și observatorul astronomic Jean Talmantar. Este o construcție de proporții impresionante, unde sunt păstrate diverse instrumente pentru urmărirea corpurilor cerești. O colecție unică ce demonstrează interesul pentru știință al regilor dinastiei Rajput, în special pentru studiul astronomiei. Jean Talmantar este unul dintre cele 5 observatoare construite în timpul domniei lui Savai Jang Singh al II-lea. Toate datează din perioada 1724-1730, considerată epoca întunecată din istoria indiană, când Imperiul Mogul se destrăma ca urmare a morții împăratului Aurangzeb. După moartea acestuia, tronul său a fost preluat de Savai Jai, care, deși avea doar 11 ani, se remarcă printr-o inteligență ascuțită, fiind pasionat în mod special de astronomie. Chiar dacă astăzi Jean Talmantar nu mai servește studiilor planetelor, el este o parte importantă din moștenirea culturală a țării și se numără printre cele mai admirate obiective turistice din India.
Piața New Delhi, capitala Indiei, este foarte interesantă. În afara faptului că aici există o multitudine de obiective turistice ce trebuie neapărat văzute, există și câteva obiective culturale pe care turiștii trebuie să le înțeleagă. Mai mult decât atât, cultura indiană presupune mult mai multe lucruri decât arta sau muzica. Ea presupune și o vastă istorie în gastronomie. În New Delhi sunt numeroase agenții ce îți pun la dispoziție o sumedenie de tururi de care se pot bucura turiștii. Unul dintre cele mai populare tururi ale orașului este, cum spuneam, și cel gastronomic. India are o bucătărie grozavă și toate condimentele folosite au început să fie utilizate în întreaga lume. Oferta culinară tradițională a orașului, diversificată și la preț mic, ar putea totuși să reprezinte un neajuns, gustul foarte picant. Pentru cei cărora condimentele indiene li se vor părea greu de suportat, restaurantele cu specific internațional se găsesc preponderent în zona centrală și în mall-uri. Cum o mare parte din populație a adoptat vegetarianismul, multe dintre localurile orașului au doar meniuri de acest fel, interesante și, bineînțeles, de cele mai multe ori foarte picante.
Orașul continuă să se extindă, centrul New Delhi devenind neîncăpător pentru atâtea magazine, cluburi, restaurante și baruri care le servesc pătura mijlocie a orașului, aflată în creștere. Multe afaceri se mută în sudul orașului Delhi, zona vastă de dincolo de orașul colonial. Pe lângă facilitățile moderne, aici se pot găsi și unele dintre cele mai vechi atracții ale orașului. Străzile din New Delhi sunt dispuse simetric, corespunzând planurilor trasate de arhitectul englez Sir Edmund Land Sir Lutyens. Arhitectura acestor clădiri este în mare măsură europeană, dar se regăsesc aici și detalii ingenioase aparținând stilului indian. Orașul New Delhi reprezintă centrul politic, administrativ și juridic al Indiei. Împreună cu municipalitățile din prejur, aflate într-o continuă ascensiune economică, el formează a doua zonă metropolitană a țării, de peste 22 de milioane de locuitori după orașul Mumbai. Pentru turiști însă, capitala înseamnă altceva decât progres sau politică, căci Delhi este o Indie la scară redusă, însă păstrând nealterate contrastele ce definesc atât de bine această țară. De aceea, orașul e poarta principală de intrare în țară și cel mai potrivit loc de pornire a oricărei călătorii în surprinzătoarea Indie.